Ué, fraco. Tá, irmão. Da, deci aparent gata, merge, aparent de asta nu merge, era titlul prea lung, da, și de asta nu mergea. Da, acum sper să fie ok și să meargă ok. Perfect. Ok, haideți să vedem. Să intrăm și noi în joc aici, frumos. Dar pe asta nu o să ne jucăm, o să pe asta o să mă joc doar eu. O schemarea, fiindcă nu are rost să ne jucăm pe asta, fiindcă vreau să facem progresul așa, să vedem cum putem să progresăm și să vedem noi ce putem face, ok? Deci, haide să ne jucăm. Ok. Și vreau să spun că mai este puțin și vine. Ok, se mișcă. Ok, nu avem nicio problemă, e tot ok. Deci, ok, destul de tare, ok. Vreau să zic că mai este puțin și vine vacanța de iarnă și abia aștept să vină, fiindcă o să începem să facem cât mai multe videoclipuri și live-uri și vreau, bineînțeles, da, să fac și videoclipuri. Nu știu, ca mai mic. Și volumul aici așa. Cred că e ok acum. Ia stai să punem asta aici așa, perfect. Ok, asta e așa, da, am înțeles. Da. Na, fine, lăsăm așa. Hai să vedem. De fapt, îl dau mai încet așa de aici. Și aici așa, să pornesc, să dau muzica mai tare puțin așa. Perfect. Hai că mai zice cineva ceva dacă e. Ok, gata, haide să ne jucăm aici. Prima oară pentru început o să trăierăm acest grup, bineînțeles, fiindcă, na? Știm cu toții că asta trebuie să facem la început în acest joc, să trăierăm grupul acesta pe care îl avem și da. Să ne facem bani și să progresăm frumos în această serie și în acest joc. Să vedem ce putem face și cum putem face. Ia stați așa să mă uit eu puțin aici la joc cum se mișcă. Ok. Să vedem cum se mișcă. Perfect, hai să vedem. Așa, pac, aici așa.
O să trăim și noi greu ușor acesta și... What? Ce mai bun, frate? Ok. Așa. Ok. Cred că o să ne jucăm și niște Minecraft. Dar asta rămâne de văzut. Poate dacă vreți voi o să ne jucăm. Poate dacă nu vreți, nu o să ne jucăm. Da. Vedem noi. Dar dacă vreți, o să ne jucăm și niște Minecraft. Da. Ok. Haideți să vedem ce facem noi aici. Da, te știu, boss, te știu, salutare. Haide să vedem. Ok. Hai să vă cânt o versă din la 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 la. Hai că știu să cânt dacă e ceva. Gata, s-a umplut și nebunia asta. Hop. Haide, sus pe el, sus pe el. Hat, aici direct nebunie. Hat, păi bagă în el. Hat, nebunie, așa. Hat, 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 aici așa. Păi du-te, bossule, singur, dacă vrei. Dacă vrei să te duci, te duci singur, frate, nu-mi zici mie să... ia uite, bă, avem două tractare, bă, eu nu mai știu. Ok, ia uite, și avem și aia de animale, păi... E bine, mă, tată, mă, dacă le avem pe astea. Da, acum ai pornit live-ul că nu-i nimeni. Da, acum l-am pornit, dar am mai făcut vreo câteva înainte că nu știam din ce cauză nu s-a schimbat titlul la live, dar nu se schimba din cauza că era prea lung și de asta și au fost oameni și cred că dacă a văzut că tot l-am oprit și l-am aprins și l-am pornit și l-am atâta, îți dai seama și tu că, na, cum să mai stea pe live oamenii. N-au mai stat. Stai, mă, să facem asta aici, așa. Ok. Am zis să fac așa un live frumos de revenire, așa vreau să mă reapuc să... Asta este primul live cu Farming Simulator 18, 2018 și vreau să fac și videoclipuri cu el și mai multe chestii. Dar asta o să fie de văzut și cu Minecraft o să mai facem videoclipuri și cu alte joculețe, poate vom vedea ce se întâmplă mai departe, fiți aproape de mine, stați aproape și veți vedea ce se întâmplă mai departe. Hai că ascultă și vede cineva ceea ce spun eu aici, că e decât un om pe live, hai că da, dacă e. Mama, abia aștept să vină acum vacanța de iarnă, să facem live-uri, să facem nebunie. Facem nebunie, adevărat vă zic, haide, să moară Jaxana. Gata, am terminat aici, munca noastră cea de toate zilele, am terminat-o, stai să ne ducem mai sus cu ăsta așa, tată, să parcăm combina aici. Ok, o parcăm aici așa, perfect. Acum, ăsta a ajuns aici. Hai să
aruncăm tot grâul ăsta aici în groapă ca să ne dea bani. Ok, ok. 34.000, da, foarte mulți bani, cum să nu. Hai că mergem noi acasă, stați așa să vedem, deci trebuie să o iau așa, la dreapta, fine, ok, mersi. Deci să o luăm pe aici așa, la dreapta, da, ok. Deci o luăm pe aici așa, ar veni pe aici, așa, oh. Că mergi pe contrasens în rasta mătii. Ok, și ar veni pe aici să iau, nu gen? Dacă ar fi, hai că pe aici. Hai că pe aici ar veni să iau dacă e ceva. Hai că iau direct pe acolo, nu mai stau. A, pe uite aici, dar gata, gata. Gata, o iau pe aici, așa nebunie. Mamă, ce uiți vorbește tractorul ăsta. Cred că lumea a intrat la Trix pe live. Nea, pana mea, îți dai seama. Na. Dacă ai intrat la Trix pe live, înseamnă că... Da, a intrat la Trix pe live dacă e. Dacă nu e la mine pe live, îți dai seama și tu. Na. Da, hai că... Dacă nu e la mine pe live, sigur că era foarte multă lume la mine pe live. Cum să nu. Ok. Mergem să ducem această mirobolantă remorcă aici și să de fapt eu o să iau semănătoarea asta. E umplută, deci ok. Și ia să vedem ce prețuri sunt pe aici. Dar de fapt nu aici, vedem aici ce prețuri sunt. Adică așa avem scădere aici. Ok. Deci porumbul până acum e cel mai bun. E bună și floarea soarelui. Așa. Na. Și aici era ceva, adică aici e și laptele 3000 și ceva, așa aproape 4000. Lemnul, nici cine știe ce, lână e foarte ok, dar momentan nu avem noi lână. Deci cel mai... Na. Deci aici putem vinde deocamdată sau aici. Da, mai încălăși cu sora ta. Na, nu știu, nu cred că joc cu sora mea, fiindcă ea nu prea mai are după ce se joace și na, asta e cam nașpa. Dar na, vedem noi. Ok, deci o să punem... O să pun porumb dacă văd că e... El e cel mai ok la preț. Momentan nimic obligatoriu. Hai să facem aici așa frumos. Fac așa. Cu plugul ăsta micuț. Așa. E ok, live, e ok. Așa, nebunie, nebunie. Haideți să vă gândesc din la
Nu. Haideți să vă zic și eu ceva. Hai că vă zic ceva dacă e. În seara asta e nebunie, e chef de chef adevărat. Hai să vedem. Bă, nu știu ce să fac, aș pune niște manele, ceva, dar amic că mi-au un copyright, nu știu, habar n-am. Ce să fac, să pun, să nu pun, habar n-am. Chiar nu știu ce să fac, frate, dar... Doar... De ce drifturi faci cu tractorul? Hai că fac drifturi cu tractorul dacă e. Sunt nebun eu, uite, uite, fac driftanul cu tractoreanul, haide! Hai să facem drifturi! Hai gagică, mișcă, mișcă, ca la disco, hai că da dacă e. Ia uite, driftane aici, facem driftane cu tractor. Ia să vedeți aici ce facem, nebunie, uite. Ha, ce ai că sunt nebun, nu sunt sănătos la cap. Nu sunt sănătos la cap, ce fac aici, să mor. Să mor dacă sunt sănătos la cap, am nebunit. Ia uite ce fac, bă, fac drifturi cu tractor, ești nebun. Mă, ce mișto era dacă puteai să stunezi tractorul ăsta, să-l faci mai puternic, să-l omori de tot, să-l nenorocești, să astea. Haide! Haide să vedem ce se va întâmpla în această serie. Ce va fi cu ea și când voi mai posta. Ok, am glumit la partea asta, fiindcă vreau să postez cât mai des. Și vreau să fac și videoclipuri, frate, fiindcă acum am o capacitate de stocare, să spunem așa, mai bună decât aveam înainte. În primul rând, ăsta ar fi un motiv, să zic eu așa, în plus, să pun videoclipuri, să postez. Adică când n-am live sau, nu știu, gen, uite, de exemplu, după ce fac asta, să fac un videoclip frumos, să-l editez, să nebunie și, nu știu, de exemplu, să-l postez, I don't know, nu știu, când vin de la școală sau pana aia, nu știu. Oricând. Și asta ar fi foarte ok și na, sper să mă țin de chestia asta și să fac. Doar că aș putea să filmez și pe mai multe zile, să fac un videoclip de exemplu și despre Minecraft și de Minecraft și mai multe. Pe mai multe zile, dar nu știu, habar n-am. Vom vedea noi ce se va întâmpla, pentru că nu știu dacă eu mă joc, de exemplu, off-camera și astea, acum pe ăsta nu cred că o să fie atât de ok, cred că mai întâi și mai bine aș fi să facem live-uri mai întâi până mai progresăm, sau să facem progresul în fiecare zi și să arătăm cam cât am face noi și ce facem noi frumos. Ce facem în acest joculeț și în altele, bineînțeles, și na, vom vedea, cred că n-ați înțeles nimic, dar o să vă zic eu acum, sper și vreau să pun cât mai multe videoclipuri pe YouTube. Asta vreau să fac, ca să înțelegeți, adică, da. Și să am o calitate destul de bună, adică să nu fie lag și prin calitate, nu știu la ce să vă așteptați voi de la mine, adică vă zic, calitatea eu aș vrea să nu aibă lag jocul respectiv, adică să fie, să te poți uita foarte, foarte ok, adică după calculator nu prea cred eu că e ok calitatea asta 720p, dar pe telefon e ok, adică toți oamenii și toți copiii și toată lumea se poate uita la videoclipurile mele create după telefon, gen la 720p, fiindcă zic eu că sunt destul de ok, adică nu sunt foarte, foarte urâte, fiindcă nu vreau să jignesc sau alte chestii, dar sunt oamenii sau copii sau de vârsta mea, eu nu n-am mai reușit cu OBS-ul, nu vrea să meargă, na, nașpa.
Nașpa, nașpa, dar n-avem ce face. Că eu să-i dau lui ăsta. Ok, știu că mi-a money. Normal că mi-a money. Dar vreau să fac aici. Hai că pun eu porumba așa puțin, nu? Că eu... Unde este? Eu nu am de-asta pentru... Pentru porumb. Trebuie să-mi iau pentru porumb de-asta. Și cât costă asta? Să vedem noi aici. Cât costă de-asta pentru porumb? Porumb. E pentru porumb. Uite aici, 12.000. Bă, e cam scumpă la ce buget avem noi acum, dar... O luăm, că uite, dacă vrem să punem și floare și nebunie, da. Deci, da. O luăm. Și o să lăsăm ăsta pentru a putea merge să o luăm, bineînțeles. Na. Mergem să o luăm. Ok. Eu nu așa, bă, frate, ce urât că nu prea avem oameni pe live să scrie și ei acolo, să citești eu comentariile și nebunie, și nebunie. Oh, eu uite, acum trebuie să, ia stai. Acum trebuie să încerc să filmez Fortnite, că am făcut aceste victorii Royale și nu am filmat. Salmă, știi, un Marius 2.0, bossule. Îmi pare rău să spun, dar nu te mai știu. Adu-mi aminte de niște clipe văzute pe live sau, I don't know, orice altceva și atunci spun că, da, te știu, gen, dacă ești mai vechi și astea. Altfel n-am habar dacă te mai știu sau nu. Gen, nu știu. Marius, zice la mis, da. Atât de Google. Oh, nașpa. Ah, păi și tu aveai moderator, mi se pare, la mine. Da, stai așa. Că acum știu, m-a zis că te știu. Și tu aveai moderator la mine și o să-ți dau moderator imediat după ce duc asta la bază. Stai puțin. O să-ți dau moderator. Imediat acum, cum ajung cu asta, o să-ți dau moderator, fiindcă te știu, da, acum te știu. Mamă, ce place acest joc, da, aveam, ok, o să-ți dau din nou, abia aștept să evoluăm și noi cât mai mult în această serie și o să fie super tare, veți vedea voi că o să vă placă, o să fie tare rău. O să fie tare, adică nu știu ce ar putea să fie tare, atât de tare, dar mie îmi place jocul și sper că și vouă vă place și da. Eu l-am mai jucat și mai demult, dar nu prea mă pricepeam atunci așa de bine. Atunci am jucat mai mult Farming Simulator 14 și m-am gândit eu așa când l-am luat pe ăsta acum câteva seri. Adică de ce naiba să iau jocul ăla când ăsta e mult mai avansat și mult mai tare ca ăla, adică gen, de ce naiba, nu înțeleg. Știu și eu jocul ăsta, l-am, ok, forță. Ok, na, la început este cam greu că trebuie să investim niște bani, dar n-avem ce face, ok. O să dăm pe asta automat, să meargă singur, iar eu acum să vedem dacă pot să-ți dau aici așa, moderator, da, deci nu pot, atunci va trebui să ies din joc, ok, ies din joc acum,
Intru pe YouTube. Ok, intrăm aici. Intru pe YouTube. Ok, intrăm aici. Așa. Ha-ți, gata, bosule! Acum scrie și tu ceva pe ceas să vedem dacă e ok. Și dau mai spate. Dar nu merge să mai dau. Okay. Și dau mai spate. Ok. Gata, acum am reintrat. Gata, forțeană. Da, cu plăcere, bosule, dar nu ai pentru ce să mulțumesc, fiindcă, na, oricum, ești bosul ache tu, ești forță. Hai să ne jucăm aici, la nebunia, ce nu e ce mai rămas, că altceva n-avem ce să mai facem și, na, vedem acum. Opa, așa, hopa, opa, canta stoi, ho, ho, sexy lady, mă, ce-mi pleche melodia asta, e nebun. Gata, Marius, acum ai 18 abonați. Oh, salut, hai că salutare, bravo și bravo vouă, că ajutați, adică vă faceți promovări reciproc și astea, bravo vouă, da, ce să zic. Apreciez. Aolea, ar să face noapte, nu-mi place așa noaptea asta aici, frate. Da, nu prea-mi place noaptea în jocul ăsta când vine, dar n-avem ce face. Așa este și în viața reală. Da. Haideți să vedem ce facem noi acum. Ok. Deci am terminat aici, hai să punem plug-ul aici. Hai că plug discul ăsta, ce naiba e asta. Luăm asta, mergem la combina să descărcăm ce a mai rămas în ea. În ea. Ok. Perfect. Așa. Haide, un frate, mergi. Ok. Haide să... Așa. Perfect. Mamă, ce greu merge. Na, asta-i. Da, eu am 32, da, știu, am văzut și eu.
Stai că nu înțeleg, adică cum videoclipul. A, pe păi stai, gata, gata, știu. Nu ți apare decât când nici mie nu mi-a apărut. Trebuie să treci, nu știu, de o anumită sumă de abonați, nu știu. Până... Nu am habar nicio după câți abonați după mi-a apărut, dar știu că mi-a apărut după o anumită sumă de abonați. Asta nu știu să zic, dar știu asta, că după o anumită sumă de abonați îți apar. Nu, că eu nu am avut un ca și mi-au apărut, dar trebuie să ai o anumită sumă, nu știu sigur cât. Cred că, nu știu, peste 50 sau nu știu, ceva de genul, cred. O, ce bine vine. Vine ziua, frate. Perfect. Mamă, dar merge greu, frate. Cred că merge mai bine cu ăla verde. De ce să merge cu 13 la oră? Ia stai puțin să-l iau pe la verde. O să-l lăsăm aici. Ia să-l luăm pe ăsta să vedem. Să vedem dacă merge mai orchie asta. Nu. Nope. Ba, uite, apare. Bă, nu știu, așa știu. Gen. Da, mă, uite că merge mai rapid asta, gen. Ăla merge cu 13 la oră, asta merge cu 16 la oră. Totuși o diferență. Pune și pe ăla tot porumb, pac, pac, ca să fie Porta. Mâine iar la școală, da. Așa. Ok, am terminat aici. Deci să știți că da, s-ar putea să facem și live mâine, nu știu sigur, dar sper ca episod să punem mâine de Farming Simulator și poate și de Minecraft, cine știe. Dar nu știu de ce, nu prea mă mai atrage atât de mult Minecraft-ul, dar nu știu, totuși, adică nu pot să zic că nu-mi place, că îmi place genul, că mai îmi place, dar nu știu, nu prea mai simt eu așa să mă joc cum mă jucam înainte, adică așa, foarte mult și asta, dar îmi place să mai mă joc, adică n-am. În cer, îmi place școala. Cum și cum să. La.
Îți dai seama și tu că fără fotbal n-ai cum să trăiești dacă l-ai în sânge. Normal. De exemplu, eu dacă nu mă joc, nu știu, să zic mai mult de... Nu știu, chiar nu știu, de câteva zile fotbal nu pot să rezist. Adică, sau nu neapărat să joc fotbal, să fac ceva, să fac mișcare, să fac ceva, frate, nu rezist. Bineînțeles, tot cu mingea, nu așa. Sau chiar și așa, adică să alerg sau... Na. Nu rezist, n-am cum să rezist. Că simt că vreau să mă joc, că n-am... Așa a fucat tigru. Ah, tare. Bă, ce păcat că nu mai suntem așa mulți cum eram înainte, bă. Acum aveam și moderatori și toți fraierii își luau bani sau orice altceva să fie... Că să le fie mutată gura aia, mine am trebuit la geo o nașpa. Nașpa. E cam nașpa. Testele acestea sunt cam nașpa, așa, nu prea le agreez eu așa tare, dar da. Unde locuiești, TNT Game? Ceau, ești departe, tată. Ești departe, departe. Bine de mine. Bravo, ce e, boss. Dar de ce te-au dat afară? Ce s-a întâmplat de te-au dat afară? Aparent avem 3 oameni pe live. Salutare acelui om care nu scrie și stă și se uită la mine. Salutare! Și te-aș ruga să spui și tu acolo ceva pe chat dacă tot ești pe live. Se vorbește și cu noi. Ai că notificare dacă e. Acum o să opresc puțin microfonul că dușesc. Ok, gata. Am tușit și am zis că mai bine să opresc microfonul decât să tușesc așa urât în microfon și să se audă nașpa. Aia e mai ok să-l opresc. Ok. Barabim, barabum, barabim, babum. Ok. Am făcut și chestia asta. Ne-am mai luat 60% în asta în... Semănătoare, e ok, parcăm aici, perfect, parcăm aici așa, luăm ăsta, perfect așa, pe avem și unul mi-a dat așa, rău de tot și mi-a zis că trebuie să... Și mă certați antrenorul. Bă. Oh, pe câți ani e, măi, nebunule, măi, de examen în auto. De TNT Gaming.
Faci 18 ani sau ce faci tu acolo? Ești mărișor? Adică ești aproape, cred că de o seamă de cu mine, pana mea, nu știu. Eu fac 18 ani pe 15 iunie. Da. Tu cred că ai făcut deja sau faci. Da. Hai că da, dacă e. Ok, ăsta îl punem aici, tractora și ăsta. Și vedeți, exact de asta, asta e, ziceam eu. Că acum, na, vedeți, dacă ar fi fost să fac un episod, nu aveam ce face decât să stau aici a feca așa, să se ducă bateria telefonului așa și eu am 11 ani. Ok. Și să așteptăm să crească ca să putem să facem ceva după aia să-l... Na. Nu știu ce am putea să facem, nu știu, să... Mă duc și să iau acum să vând ce mai avem prin silozurile astea, până nu știu. Dar haide să vedem ce e pe aici. Că nu am habar, să vedem ce e scump pe aici sau nu știu ceva. Porumb, uite, e în scădere. Noi am pus porumb acum, nu avem ce să mai facem. Uite, aici, dar nu știu ce e aici la asta, gen. Eu trebuie luna e în scădere, ai crescut laptele, ok. Na, porumb. Porumbul și e în urcare, văd porumbul. Na, hai să luăm porumbul. Ok, hai să vedem. Și vreau să mai facem că toți suntem aici așa. Să ne uităm pe Bruies, că n-am bătut e ok, 1 pe 23 ianuarie. Ok, da, 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 am înțeles. Mulți înainte, bossule. Să ne uităm noi pe aici ce să ne luăm noi când o să facem bani. Tractorul ăsta 92.000, 97, da, uite, pe să-l avem de 97.000, 92.000, 132.000. Așa, ok, JCB-ul ăsta, așa, da, ăsta este tare, da, 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 nu pot să iau, da, e tare ăsta, dar cred că să avem nevoie și de o combină mai, ok, da, cred că pe asta o să o luăm când, că alta nu avem, pe asta o să iau, după pasta și tot așa. Astea sunt pentru cultivarea cartofilor și pentru recoltarea lor, adică să-i luăm. Asta și asta, nu știu ce asta, ce plantă e asta, habar n-am. Eu canalul l-am făcut în 2015. A, știu, bă, să pe așa am și eu gen canale și astea, dar... Nu m-am, n-am fost cu YouTube-ul, dacă, adică dacă mă crezi eu, când, de exemplu, Shelly sau gen alții îi făceau YouTube, eu habar n-aveam ce e ăla, adică pana mea, dacă mă înțelegi, gen, și Shelly e mai mare cu un an ca mine, gen, are 18 ani, el, eu am 17, gen, și eram cam acolo, deci nu era, nu era absolut nimic. Ok, stai să mă uit eu dacă eu pe aici. Și așa, pe acolo, așa, bă, nu știu pe unde să fie. Dar o iau pe partea asta, că e mai rapid, deci pe partea asta o iau așa. Pe partea asta, că e mai ok. Deci acolo așa și eu trebuie să iau așa, ok. Deci așa, sigur așa trebuie să iau, nu? Da, așa trebuie. Ok. Și cred că trebuie pe aici să iau, nu? Da, pe aici o iau.
Perfect, așa. Lol. Na, îți dai seama că... Da. N-am ce zice. Casa de piatră, nu? Casa de piatră, prietenul tău. Și să fie sănătos și fericit, că na. Sănătatea e pe primul loc. Zic eu, așa. Mamă, ce tare e podulețul ăsta aici și e nebunie rău. E nebunie rău de tot. Ia stai să vedem că dacă... Da, hai. Hai că mai e în creștere dacă e ceva. Mult rău. Cam toate sunt în scădere. Hai că îl dau așa că dacă nu îl dau scade de tot. Cât om lua și noi pe el aici. Treci 9.000. E ok. E ok. Este ok. Ok. No. Bă, dar eu stai că sunt cam uimit așa. Cum naiba se uită un om de 19 ani, adică pot să spun așa, la mine, gen, care sunt un... Bine, că nu prea mai sunt nici eu copil așa, că, na, la anul gata devin și eu major, dar nu înțeleg cum se uită la mine un om de 19 ani. De ce se uită la mine cum mă joc un joc de ăsta, așa, nebunie și astea, pana mea. Na. Ok. Ok, așa să mergem să ne uităm pe aici. Ok, ăsta e... Mai are un stadiu de trecut, ok. Perfect, asta mai are o groază. Da, asta mai are o groază, asta e să luăm noi combina asta. Să mergem așa. Să luăm asta așa. Să mergem să o ducem acolo deja, că nu are rost să mai ținem aici. O ducem acolo să fie pe poziție. Așa. Nu, mă plictisesc că trebuie să vină prietena să ne uităm la film. A. Na, nice. Nice. Ok. Ia să mă duc eu să iau asta așa.
Aducem și pe asta aici. Ok. Și acum să vedem ce facem. Ah, ia uite, a crescut și asta. Foarte tare. Cred că o să mai iau o remorcă. Da, dacă aș mai lua o remorcă, aș mai avea nevoie și de o combină sau nu știu. Nu cred că o să mai iau. Ia să vedem noi ce mai avem noi pe aici. Prima oară cred că, da, cred, ia, să vedem, deci asta așa. A, uite, am putea să luăm remorca asta, e 29.000, dar nu am mai avea bani după aia. Am mai rămâne cu 9.000 de bani, ceea ce ar fi foarte puțin, da? Aceasta deja e foarte mult, 62.000. Asta de tir. Asta 86.000, 39.000, ok. Asta e fix cât bugetul nostru, ești nebun? Deci, despre ce vorbim? Asta 50.000, 85.000. Și 125.000, mâncația și uluu cât de mare e. Bă, încă mă gândesc să-mi iau un BMW Serie 5 sau un Mercedes. Că eu n-am idee, poate tu știi. Bă, nu știu, depinde de ce Mercedes, nu știu, dacă ți-ai un Mercedes din ăsta mai nou, model mai nou sau ceva de genul, nu știu, dar spune că ar merge și Mercedes-ul, dar dacă ți-ai un Mercedes mai vechi și așa, mai bine ți-ai un BMW, gen, BMW-ul seria 5 e foarte tare, gen, pe lângă un Mercedes din ăla mai vechi, gen, nu știu, ani mai vechi sau ceva de gen. Nu știu, aș spune un BMW, nu știu ce să zic. Deși un A-Class. Na, nu știu, nu prea-mi plac mie BMW-ul, adică îmi plac, dar nu mi-aș lua așa ceva, adică un BMW sau un Mercedes, mie Audi îmi place cel mai mult, adică, na. Asta îmi place mie, dar nu știu, dacă dintre BMW-ul sau Mercedes, nu știu, ce-aș recomanda Mercedes, ăsta, BMW-ul. Dar acum, na, nu știu ce să zic, fiecare cu gusturile sale. Dar dacă ar fi, cred că BMW-ul mi l-aș lua. Adică, na. Deci asta îi face pătaș, știi, și vreau să le am pe amândouă, deci asta o să le avem pe amândouă. Deci să facem bani să le luăm pe amândouă. Asta, dar ăștia o să-i luăm, dar nu, acum că nu avem momentan nici pe ăla de bală, deci despre ce vorbim. Gen ăla o să ne ajute în locul unui de ăsta, dar o să ne luăm și de asta când o să avem bani. Până la asta mai avem o groază. Ok. Na. Mașina nu e chiar atât de scumpă, dar na. Asta nu cred că o să mai avem nevoie de ea, fiindcă deja avem una, deci na. Tirul, mamă, 165.000 ăsta, 165.000, 172.000. Apoi astea sunt la același preț, deci cred că asta mi-ar place mai mult, mamă, decât asta așa. Na. Hai mă, când se face borumbul, ia însă cât este. 100.000, 150.000, 250.000. Da, pentru, bine, acum le avem doar pe astea două, terenurile astea două,
Dar eu pe parcurs aș vrea să luăm și pe astea 3 de aici, nu? Terenurile astea 3 la care ne-am uitat cât costă, nu? Pentru că sunt aici aproape lângă noi și le putem face mult mai repede, iar tu poți să le luăm și pe celelalte și na, vom vedea noi. Să fie forță. Este mai aici ceva. Mamă, toate sunt în scădere încate. Toate sunt în scădere și nebun. Ia stai să vedem în partea asta. Mamă, și aici porumbul e la fel. Uite, floarea soarelui, ok. Uite, ia hai să vedem pasta, frate, că e ok. Are un preț destul de bun și... destul de ok, o să luăm pe asta că e mult mai rapid. Ia stai să mai mă uit odată. Deci aici sunt eu, iau pe aici așa. Deci trebuie să iau pe aici așa, pe drumul ăla și direct ok. Perfect. Hai să luăm floarea. Floarea e aici, parcă. Hai că aici e floarea. Știam că aici e. A, da, mă, gata, știu ce e, aia e ridiche, mă. Cartofi. Dar chiar, mă, cartofii cât sunt ea? A, uite că sunt ochii și cartofi. Aici, cartofi așa. Cred că o să vinde și cartofi, da. Vedem, no, ok. Hai să luăm de aici floarea. Vindem și noi tot ce avem. Bă, fiți atenți că mi-a venit o idee. Nu știu dacă să fac pe live sau nu. Nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac, dacă o să fac pe live ideea asta sau nu. Cred că o să o las pentru episod. Pentru primul episod din Farming Simulator 2018. Ok, deci o iau pe aici și trebuie să iau așa din... Da. Hai că o iau așa pe aici. O iau direct pe aici așa. Și direct așa nebunie. Nu iau pe aici așa, pac. Hați. Pe aici așa, hați. Opa, așa. Opa, așa. Și uite aici nebunia. Hai să mai verificăm o dată să vedem dacă e tot în creștere. Da, hai că e ok. Ok, și aici una de mii. Nice. Nice. Băi, ești nebun? Deja am făcut o oră și ceva jucându-ne, ești nebun la cap. Wow, cât de repede a trecut timpul, ești nebun. Chiar nu vine să cred că de repede a trecut timpul, ești nebun la cap. A trecut super repede timpul, frate. Lol. Pă, unde n-ai bă, mă, du-mă, frate, am nebunit. Da.
Hai să vedem dacă mai avem floare. Dacă nu mai avem, luăm altceva și ducem. Ia să vedem dacă s-a făcut. Uite, s-a făcut și porumbul de acolo, deci.